Iată, dragilor, că am mers și am adunat, vină cu acea Gheorghiță, că vreau să-ți prezint, vezi, o ramă cu puiet, deja gata să ecluzioneze, da? E copt, cum se spune, da? Foarte apropiat de momentul acela. Acum, le spunem apicultorul și spun și ție, dacă o scot dintr-o altă familie, pur și simplu și o bag aici, nu-i chiar indicat, pentru că albina aceea, care asta care o vezi pe, în exterior, este în, cu mirosul de la matca respectivă. Și există riscul că aici, când o băgăm, când o băgăm acum, ea gata, reacționează și va și miros urât. Ea măt și acestea. Da. Și în condițiile astea, să există riscul să duc să o moare pe asta. Pe astea aduse acum. Nu, să o moare pe matca asta de aici. Da? Asta e marea problemă. De aceea eu cu două zile înainte, trei zile, am mers și am scos niște rame de astea și am pus într-un stup deoparte, fără matcă. Și ele acum sunt nebunite, caută matcă și zice, au pierdut contactul cu fosta matcă, sărit din nas mirosul de matcă aceea care o aveau ele. Și acum nu risc deloc. Deci nu risc deloc ca să ni se întâmple o nenorocire de aceea să mi-o moare matca de aici. Deci, dragilor, ca să aveți reușită 100%, când ajutați, atenție, când ajutați o familie mai slăbuță, să zicem, și vreți să luați puiet la una mai puternică, scoateți 2-3 zile înainte și le țineți într-o lădiță pe acestea, da, cu puietul, cu albinul, cu tot, așa, ele, după 24 de ore, intră în panică și caută matca, trag chiar bot și după două zile încearcă să facă noi locașuri pentru viitoare regină, că trebuie să iau o decizie. Așa, și veniți cu ea și îl lipiți de familie, nicio reacție nu-i. Vă rog să, te rog să filmezi, mai pănică. Deci nu-i deloc, nu vezi că sunt albina, sunt nervoasă, se duce de colo până acolo, nu. Totul este acceptat perfect, perfect. Așa că mi-am propus să viu cu încă două rame, cu puiet. Ce ți-am spus? Aproape de ecluzionare. Și această ramă, tot așa. Se vede că e maronie. Gata să ecluzioneze. Deci în câteva, într-o zi, două, uite pe aici, aproape, numai când nu a început să ciocnească puietul. Da. Și acum am făcut o lucrare extraordinară. I-am băgat doică. Cu asta, în două, trei zile, este doica asta, ea avea mare nevoie de doică, pentru că lăpișorul făcea niște eforturi maxime ca să albina asta care era aici era bătrâioară și, până când s-a obris matca asta, așa, așa, și nu mai are secreția puternică de lăpișor. Da? Iar eu i-am făcut această lucrare. Bineînțeles că nu stupul ăsta va fi lucrarea definitivă. Eu acum am lucrez pe modelul ăsta, ca atunci când vinim cu stupul și o să vezi imediat, se pot transvaza și de aici îl ia. E mai ușor. Da, da. Sigur că dacă albina își vede de lucru de ei, vezi ce face, nu? Lucrează liniștită. Noi nu perturbăm activitatea. Și atunci când am schimbat, pur și simplu, am luat lada, am venit cu altă ladă. Și ea, pe aceeași poziție. Albina lucrează pe culoarul acesta, bate, cum se spune, ca avioanele, culoare de zbor. Așa au fiecare. Dacă ai mutat 10 cm stânga-dreapta, bate în scândură pe jantii. Da, deci... Îți amintești, Fănică, că spunea, zicea, aveți un roi pe acolo. Nu, mutați-o stupina de acolo și se întâmpla să albina bătrână până s-a epuizat, o tot bătut acolo. S-a dus acolo, nu avea treabă cu ce aveam eu de făcut. Așa. Am realizat, în momentul de față, am rezolvat problema buzumerelului, da? Da. Bun. Acum, ți-am povestit, ăsta a fost la mulțire. Aici în față, știu sigur că am matca de aici împerecheată. Nu mai știu asta din mijloc și asta din margine. Cu ocazia asta le văd. Dar ne facem planul de lucru întâi. În condițiile care o am pe asta împerecheată,
înseamnă că pe ăstea două trebuie să le iau. Da? Iau diafragma de aici, va fi un spațiu de 8 rame, da? 8 rame, 4 și 4. Pe ăstea le duc eu, văd acum și unde am să le duc. Astea două, dacă o fi împerecheate, văd îndată. Iar aici trebuie să las să fie 8 rame, nu? Cât am zis eu, că îți dau 8 rame cu puiet, da? 8 rame. Dacă o să fie 9, nu te super. Nu, o să mă duc și așa și la 8, dar la 9 mă bucur și mai tare. Da. Pentru că ideea este asta. Eu am spus că las cu 8 rame va fi ăsta din față, dar va fi cu 9, ca să-ți o spun pe ce dreapte, ca să încep să înțelegi. Să-mi cer să mă bucur dinainte. Așa. Așa. Să vezi ce idei trăsnet am. Numai biostupul se oferă condiții de 100% să lucrezi așa. Aici vom pune ramele cu puiet căpăcit, da? Care n-au legătură imediat cu matca de aici, pentru că las diafragma de aici. Mai aia din mijloc dispare. Asta dispare. Da. Și este un tot, da. Dar fără nicio matcă aici. Fără nicio matcă nu lăsăm în spațiul ăsta, pentru că matca asta va prelua comanda. Da. Dacă n-aș avea lucrarea așa, ar însemna că, punând eu ramele celea lângă asta, da, cu puiet, dacă n-ar fi aduse din altă parte, aș risca foarte mult. Dar aici riscul e și mai mare pentru următorul motiv. Calvina asta care știe să circule până noi plecăm cu stupul de aici, nu-i convine mirosul de matcă de aici. Nu-i convine pentru că ea avea mirosul ei, al bărcilor de ei. Și aceea riscul mare să mă atace cu asta aici. Da? Dar datorită faptului că menținem diafragma și punem cele 8 rame care nu au nicio matcă, ele au intrat după 2 zile în panică și până noi tragem asta. Și până la urmă tot o acceptă. Sigur că da, o acceptă 100% și fără să o stresăm. Că în momentul în care aș risca acum și aș lipi, Albina vine aici, o caută pe asta, o face să o moare, da, o face ghem, intră într-un stres asta nemaipomenit de mare. Dacă scapă sau nu scapă, de regulă nu scapă. Trebuie să spun, nu scapă. Am făcut experimentul ăsta. Însă biostupul mă oferă șansa asta să introduc matca cu foarte multă ușurință. Deci astea sunt orfanizate, hai să zic așa, sunt orfanizate neavând matcă. Vezi? Spațiul ăsta este împărțit după nevoi. Din ce însemna înmulțire, am realizat performanța cu mulțire, acum exploatez, am luat două rame, ți-am povestit aici, acum voi lua și pe astea, dacă sunt împerecheate, nu știu ce să spun, văd concret. Și, în final, mă trezesc aici cu o singură macă care va prelua comanda întregului, să spunem, întregii familii, fără niciun stres. Ea are Albina ei pe partea asta călătoare, lucrează foarte bine, i-am luat-o să extinde, nimic nu se întâmplă. Nimic nu se întâmplă, pentru că între timp le-am pus pe ăsta în situații dificile. Da, Albina asta este în situație dificilă și ea caută matcă. Din cauza că n-au matcă. Sigur că da, și numai bine e că eu i-am dat-o acum, îi voi da atunci, când eu extind. Sâmbătă, bunoară dimineață. Asta după două zile trebuie așa. Spasă diafragma aia. Sigur că da. În alea două zile... Deci, asta de aici, e alarmată fiind, zice, bine că ai venit, Doamne, îți mulțumesc că a apărut mirosul de matcă. După el am umblat noi. Și l-a pierdut pe a ei. Și acum acceptă pe asta fără discuții. Da? Deci asta face biostup. Deci îți oferă șansa să faci fel de fel de manevre, având reușită 100%. Dragilor, nu vorbesc de concret. Ceea ce vă arăt acum este lucrare pe care și voi acasă, cu biostup, o puteți face. Deci, cei care sunt acum la început au acum șansa să facă urechile mari așa și să prindă aceste informații, cei care au deja biostupul, fiindcă biostupul este pentru prima dată când le arăt cum se folosește la mulțirii,
că nici eu n-am făcut-o. Știi ce se întâmplă? Văd și eu în dialogul cu Albina și descoper tot mai multe facilități ale gostupului. Da? În dialogul cu Albina, foarte multe lucruri ai de aflat. Și iată, concret, cum facem acum. Deci, am adus la lista. Dacă cumva vă fie amândouă împerecheate, se le iau pe amândouă. Așa. Nu trăiesc o mai mare bucurie cât aceea de a face filmulețele astea. Chit că am foarte multă treabă, fac filmulețele acestea și discutăm și sunt atât de o stare de bine mi se instalează, pentru că pot să ajut pe foarte mulți care au multe întrebări. Unii sunt la început, alții au început, dar pe parcurs îi se vezi că tot felul de lucruri se întâmplă. Iată că biostupul îți oferă șansa să... Nici nu-mi dau seama cum aș mai lucra pe stupul tradițional. De fapt, nici n-aș lucra. N-aș mai lucra, pentru că am descoperit aici câte lucruri minunate îți oferă și cum să stai să te chinui pe varianta cu stupul tradițional. Riscam, încercam masca, mă zgăleam cu miere, făceam tot felul, le mai dădeam cuțui, că le mai dădeam nu știu ce, să ne îmbătă, așa ca să uite de... Măi, să uite mirosul. Și tot nu reșea. Nu reșea. Tot mi-a omorât. Am avut și situații, trei mărți consecutive mi-a omorât. Îți dai seama ce. Matcă când împerecheată ți-o omoară, dacă plânzi și noapte după ea. Așa. Asta e o ramă cu puțină albină, o ramă cu rană. Să-ți arăt și să-ți înseamnă păstura. El aduc polenul din câmp, de piciorușe, și îl bag în celulă, îl pun la fermentat cu enzime, fermenți proprii pe care nu mai știe să le produc acolo, și în felul ăsta, toate celulele sunt pe 3 sferturi. Și polenul acela devine pâinea pe care Albina o folosește pentru a hrăni puișorii. Cu miere amestecată, cu lăptișori de matcă. Ei, vezi tu, celulele sunt toate 3 sferturi, nu sunt pline. Da. Nu sunt așa. Deci așa, asta este nivelul la care se opresc ele pentru ca să fermenteze cum trebuie. Și când au nevoie de crescut larve, iau de aici, cu îngușă, cu miere și cu lăptișori, amestec, fac acolo și hrănesc larvele. Așa se face când din a treia zi până la a noua zi, 6 zile, în 6 zile sunt pe o celulă cu larvă. Primele 6 zile? În primele 3 zile după ce a fost depus ouul, da. În primele 3 zile ouul se depune, stă vertical în celulă, pe fundul celulei, după ce apleacă, se culcă și pe urmă în a treia zi sparge ouul. Sparge coaja, cum e pușorul de găină. Da. Sparge coaja și iese larva. Larva aceea găsește acolo în jurul ei un amestec mai concentrat de lăptișor, de hrana specifică pe care știe Albina să o pună. Și începând din a patra zi, este hrănită în a patra zi de 821 de ori, parcă am, dacă rețin eu, e vizitat în 24 de ore. Deci de 821 de ori e vizitat în 24 de ore. Și după aceea numărul crește pentru fiecare zi. Iar în ultima zi de 1200 de ori. Au grijă de ele. Da. Deci este o muncă imensă. De aceea și crește foarte repede. Da? Deci spuneam că viteza de creștere este formidabilă. Cum spuneam, doar în 6 zile până în a noua. Deci din a treia până în a noua, 6 zile, și se umple celula. Și în a noua zi îi pune căpăcelul și de acum ea rămâne acolo și se transformă. Își țese coconul, își face toată treaba, precum la fruturile la vermi de mătase, da? Am învățat pe la zoologie să întâmplă acela, ca să-și formeze partea chitinoasă, toată povestea. Și la 21-a zi,
de când a fost depus ouă, iese albinuța. Ecluzionează. Așa, taie căpăcelul și iese. E, cred că am matcaș aici, pentru că este foarte liniștit. Când albina stă așa și stă liniștită și își vede de treabă, este semn că există matcă. Și iată, uite-te, te rog, pe tine, Gheorghiță, să vezi larvele. Da. Alb, da? Da, da. Alb, larvele, în aproape 3 sferturi, jumătate da. De celulă. Ia uite-te și tu, Gheorghiță. Fănică. Și tu, Fănică, uite-te și tu, ca să uite prietenii noștri. Ei, beții de ei, dar numai lui a arătat. Nu ne-a arătat. Uite și pe o parte și pe alta. Ia să vedem. Vezi? Albinuții puține, bătrâne, că ele, betele de ele, de când le-am pus aici, la sfârșit de carieră, și totuși s-au bătut cât au putut și au crescut destul de larve. Da? O albinuță crește câteva larve în condițiile astea. Unda e umbră. Da? Nu prea am prins fundul. E, dar nu, cum, e bine. Ia uite-te, ia. Acum, da. Perpendicular trebuie să te uiți așa pe celor, să văd, așa. Am mărit. Da? Așa. Așa se vede fundul celului, că e plin acolo, alb. Așa. Gata, că prea mult le arătăm așa. Bun. Concluzia, am matcă aici, da? Deci nu mai stau pe gânduri. Asta nu ți-o las ție. Da? Deci nu ți-o las ție, am să iau pe asta. Dar aici am zis că aduc ce am zis că aduc. Căpăcit. Puiet căpăcit. Dar nu ți nu-i la sarcină. Ăsta e de aici. Așa. Și aici îmi permis să iau dintr-un stup care vrei de aici vecin și bag cu puiet căpăcit că nu mă deranjează. Că el stă izolat, ca și cum l-ar orfaniza. Tocmai nu... Și trebuie să stea așa vreo două zile, nu? Da. Așa, vreo două zile îl lăsăm. Vreau să vedem și mătcuța. Este pe aici cineva. Nu... Oare noi aici am înghemul ăsta? Uite, s-ar putea să-i înghem. Știi ce fac? Din cauza că e o matcă foarte harnică, poate chiar o făcut o ghem și o obligă să nu mai ouă. Îi spune că știi ce nu ne place. Tu nu vezi că ne depășește? Iată, asta se întâmplă. Deci n-au de ales. Asta ouă atât de bine și refuză să mai... Că nu mai pot acoperi. Volumul e mare de muncă și... Ea plânge acum, zice, ce-mi faceți, măi? Cea mai mare drama a unei mătci este când albina s-a supărat. Și ridică temperatura și există riscul să o și omoare. Acum... Să o sufoce. Da, așa îi face. Acum o să... O să am grijă să o duc undeva. Poate cedează, îi dau și o mână de ajutor, să-i dau o ramă cu doică. Ea, de asta e supărată. Că n-are albine. Și o supune la efort maxim. Asta fiindcă rama aceea de care spuneam cu hrană, trebuie să avem grijă, eu am zis că spun 9, nu? 12 rame. Da. Aici în față. 12 rame înseamnă că trebuie să le avem cu 3 cu hrană. Asta este o ramă bună care merită să fie lăsată cu hrană. Ia-o și tu în mână ca să-ți dai seama. Ce... După, da, greutate. După greutate, da, îți dai seama. Da, deci este o ramă cu o rezervă foarte bună. O rezervă foarte, foarte bună. Și acum, facem în felul următor. Lămurim mai întâi cu asta. E o problemă aici, nu? Deci asta trebuie ajutat. O să-l punem undeva la etaj, până în alta. Și să...
Da. Facem așa, îl punem, o lăsăm aici. Pentru că lada asta care am să o iau, în ea am să o folosesc, să pun, dau în două și să pun stânga-dreapta, unul de aici și eventual unul din partea asta altă, nu? Pentru că eu fac asta la doi eu, că pun în lada care o avem de la Viorel acum, nouă, da? Așa. Și atunci, adem tu roința aceea, de acolo de suna. Verde? Da, verde. Ca să pun și pe altul, dacă cumva marca imperecheată, să pot o pot lua. Ia să vedem ce avem aici. Deci, până acum, masca asta a fost împerecheată, aici am fost împerecheată, dacă și asta e împerecheată, este o mare bucurie pentru mine. De alta ce era acolo, dacă vrei să mă aduci. Anul trecut a venit cineva și după tei și am cumpărat niște familii de albini, cu 40 de familii. Și aveam o daltă apicolă faină de tot, prin Ardeal luată. Mi-a dat cineva cadou. Și s-a uitat și a plăcut atât de mult încât o luat-o pe cei și nu a lăsat-o pe asta. Da. Cum? Fără să vă anunțe? Fără, da, mă. Dar nu-i bine. Da, astea sunt oamenii. Da? Îmi pare rău, asta e a ta. Da. Asta e. Ce să zic? Eu spuneam, domn profesor, și eu mi-am făcut una din inox și așa, Dio mi-a făcut-o, din cum am gândit eu. Da, n-ai putut să gândești să o ții tu acasă? Să o ții pentru tine. Pentru tine? Ți-a plăcut mai mult a mea? Vai, 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 vai. Oameni și oameni. Iată, cu multe păsture, da. Vezi? Aceea, trei sferturi, da. Care spuneam eu. Da. Dar mâna se mișcă ușor. Și cu mine. Da, da, da. Mâna se mișcă ușor pe deasupra. Deci, când ales ceva, da. Uite cum fac eu. Nu așa. Atunci te atacă. Da? Deci, ai grijă multe când lucrăm, trebuie să avem grijă să nu... Mișcările cât mai lente. Așa scap din țepături. Cineva îmi spunea, zice, domnul profesor, i-am dat la cineva, zice, și era așa agresivă. Și eu, ca să scap de ea, i-am dat-o lui. Măi, dar cum se face asta, mă? Păi ăla, bietul de el care e la început, care nu știe, cum, dar l-ai îndepărtat, nu mai trebuie albine în viața lui. Zic, eu nu fac așa. Dacă cumva mi se întâmplă să descoper o familie agresivă, că tu fănică le știi când treci pe acolo. Eu acum. Ai vreo două acolo, ca să spune. Trei pe partea asta și două dincolo. Deci acele nu le dau, cum să le dau unui om, să mă înjură de nu mă știu, nu, da. Nu dorm noaptea. De ce cauză asta? Agresivitatea se dă de la trântori. Da, da, trântorii dau agresivitatea și împerechirea nu se face neapărat cu trântorii de la mine. Se face și cu trântorii pe care îi găsești ea din altă stupină. Altă stupină. Sigur că da. Și atunci, așa se explică de ce apar și chestiuni de astea. Și o astfel de matcă, o astfel de familie, rămâne a mea problemă. O țină la mine și încerc eu să schimb matca, să văd ce fac. Cum să-i după dau? O nouă generație, probabil că da, și da, revine. Da, după o nouă generație și revine, sigur că da. Adică ce înseamnă o generație? 40 de zile, nu? Da. Ei, după 40 de zile revine. N-am găsit matca deocamdată, dar el oare. De unde îmi dau seama că e liniștit așa. Deci e foarte... potolit, așa. Uite, și propolis pe picioare. Asta are propolis. Hai tu, vino, ca să te arăt la cameră. Hai că te filmez. Nu vrei. Nu vrei, nu vrei.
Să rușine așa. Nu văd marcan, nu s-a apucat de ouat. E posibil să fie ieșit. L-am perecheat, nu s-a mai întors. Fie că a mâncat o pasăre și... Asta e... Deci până vezi un mat când perecheată, trece mult timp. El e liniștit, așa. Nu plânge, parcă ar avea-o. Noi să mai insistăm să vedem dacă o are sau nu. Iată, aici coronița e goală. Deci a mâncat coronița. Noi. Ce facem aici? Mai cercetăm o dată. Că sunt nedumerit. Știi care e cauza. Nu înțeleg cum este așa de liniștit. Acum, dacă o trecut perioada aceea, când o plâns, o căuta matca, dacă o trecut perioada aceea, urmează și etapa următoare, când se bezmedicește. Începe să o ouă albina. O parte din albină spune, lasă că îmi face și noi ouă, care e problema? Și problema e aceea că e mare de tot. Ouăle sunt nefecundate, ies numai trântori, înalță celula, că își dă seama că e de mascul. De aceea poate să fie liniștea asta, știi? Din cauza asta poate să fie liniștit, din cauza că nu are mat. În momentul ăsta, dacă aș fi fost pe loc aici, i-ar fi dat drumul. Adică, extindem familia. Și eu pe albina asta am să o pun dincolo, știi? În nou stup, în noua lădiță unde mă duc eu cu ea. Dar mai insist să văd dacă este sau nu. Deocamdată pot să spun că n-am văzut-o. Ea poate să fie pe undeva pitită, stă pe la, sub un leas pe aici, undeva, pe partea asta laterală. Ea aici a pregătit celula. Deci și-a pregătit celula aici pentru ca să ouă. Ori matca, ori să ouă ea. Da? Deci zona asta așa e pregătită special. Și ea nu se poate, ar trebui să o văd. Nu facem decât un singur lucru, lăsăm deocamdată așa și la momentul în care le mai cercetez, o să le pun pe amândouă într-o singură lădiță. Oare nu este... Pe perete? Da, pe perete. Rar se întâmplă să rămână pe perete. Dar se mai întâmplă. Da. Poate să fie. De regulă stă numai pe ramă, nu? Sigur că da, sigur. Uite băi, căutam pe-a mea. În 2013 am fost la Timișoara și am dat un apicultor de acolo. Aici vă dau o chestie tare de tot. Și eram așa mândru, nici nu o foloseam. Dalta mea. Așa, da. Aveați grijă de ea pentru altul. Pentru, da, am avut grijă ca să fie pentru altul. Și acum, dragilor, ca să ne înțelegem. Operația este foarte interesantă. Deci, mă uit încă o dată să văd dacă este pe aici, nu este. Și ce lucru mai important l-am? Să știu că aici am matcă. Că asta va rămâne în noua familie, blocată de restul cuibului. Aici aducem rame cu puiet. Vedem ce mai are și ea, trebuie să mai aibă și ea. Ia să cercetăm asta. Deci imediat cercetăm așa ceva, da? Ia să vedem.
Aici este mai mult albină. Vezi față de cea care lasă decizia să oprească matca de la ovat? Aici este mai mult albină, nu prea ăsta, vezi? Așa. O scutură aici. Sper să nu fie matca pe aici, n-are cum să fie. Abia au pornit niște făgurei micuți. Îmi permis o scutură aici, că nu va fi nicio problemă, nu? Numai matca să nu fie acum. Dacă îi aici, înseamnă că am luat-o de acolo și am adus aici. L-am orfanizat pe ăla. Pe ăla din față, care trebuie să fie matca de bază. Deci matca de bază pentru familia deci din spate, din față, va fi asta. Da? Și aici nu vom avea matcă pentru început, pe ramele acestea care le vom construi, le vom aranja. Vom avea matca aici, izolată. Hai să vedem. Să o vedem, să fim siguri că este aici. Deci ne trebuie neapărat asta. Asta e încă o ramă cu hrană, foarte bună. Va fi rama de margine. Avem una de margine din partea asaltă, nu? Deci, două cu hrană, mai cel mult o a treia și pe urmă băgăm numai rame cu puiet. Da, cu puiet, căpuci, așa. Iată, cât e de frumos. O minune. Ai văzut-o? Ia să văd acolo cât o descoperă. Pe fața asta arăt eu atunci. Da, da? Toată zona asta, uite așa, te rog să vă crezi, toată asta e bătută cu puiet. Vezi, altă culoare are. Da. Da? Partea aia de sus. Da, asta de sus, care e cu da. Coronița aici. Deci matca a bătut perfect rama asta. Și pe o parte, și pe cealaltă. Te-aș ruga să vezi că este aceeași culoare. Da. Da? Așa, da. Deci ne dăm seama de faptul că... Dragilor, deci așa am promis, în filmul care l-am făcut, am promis că mărci de anul ăsta. Așa, asta e matcă tânără. Din schimb, liniștit, te duci până la 4 ani de activitate. Și nu roiește. Dacă știi să gestionezi bine, are sentimentul de schimb liniștit. Deci, este un lucru pe care nu toți apicultorii îl fac. Fie că-s măci de salvare, fie că-s... Nu, eu am o singură chestie. Trebuie ca omul acela să fie mulțumit și trebuie ca el să reușească. Deci obligatoriu trebuie să reușești. Nu am altceva de spus. Așa. Și... Acum, asta e cu puietul, a început să căpăcească puietul de aici, vezi? Pe partea asta altul a început să căpăcească. Da. Este semn că acolo a început să o prima dată. A început de pe rama asta. Da, de pe rama asta a început. Hai să-ți povestesc ceva despre matca asta. Aici nu era matca. Și l-am prins în momentul că se băiesc medicisurile. A început să o albina. Ce să-i fac eu, ce să-i fac? Bă, zic că sincer, de regulă nu reușești. Să-i bagi o matcă neîmperecheată, n-ai nicio șansă, o moară rapid. Albina care e ouă, spune, n-a, ce cauți tu pe aici, gata, ia gâtul. O face ghem. Însă, ca prin minune, aici a reușit. A acceptat-o, n-am găsit-o turbată de tot. Și era așa, între vis și realitate. Mai să renunțe, mai să nu știu ce. Era și albine deștepte, care se cizaseră că nu-i treaba bună.
dădeau încă drumul la boci, creșteau boci de pe largele acelea, de, da, de trântori, deci era încă spera. Și mi-a primit omul. Nu mi-a primit o sfârșită macă asta. O superbă macă. Da? Deci asta trebuie să spunem. Acum, cu hrană, cât avem? Avem doar una. Două. Una acolo și una în spate. Da. Trebuie să mai punem cu una să fie trei. Așa am zis. Aici, ce hotărâm? Cum facem? Care este ideea? Eu zic să punem rama cu hrană aici, a treia, încât aici să venim numai cu rame cu puiete, să nu ne mai batem cap. Să fie două aici la margine. Știi de ce? Nu vreau să pun o ramă cu albină, că aș băga un nucleu de aici. Și albina aceea mi-ar omorâ matca de aici. Deci partea logică a ceea ce spun eu acum este asta. Că vin cu o ramă goală, deci numai cu hrană, o băgăm acolo, în margine, n-are nicio albină, nucleul de aici este numai cu propria lui albină. Două zile. Da. Și nu cu albină... Deci cu nu albină adusă străină, da, ca aceea s-ar putea să-mi omoare matca de aici. Ori eu nu vreau să risc deloc. Deci toată lucrarea e pregătită atent și nu vreau să risc. E corect, nu? Ce da, spune? Da, bun. Bun. Acum, de unde să luăm noi o ramă cu hrană? Eu zic să aduc din altă parte. Ramă cu hrană, care s-o pun, pe care s-o pun acolo. Deși ar mai fi fost una pe aici undeva, n-am avut-o eu, dar nu știu cum a fost oameni. Nu, așa fac. Aduc din altă parte. Acum, tu o să mă ajuți pe mine să dăm stupul jos. Începe munca. Așa. Nu, nu-l dăm jos. Îl dăm mai încoace, mai încoace. Deci, mai facem treaba deșteaptă. Și adun unul din aceia care cred știi cum? Mai putem un pic, ca să încapă. Da. Așa. Se încapă bine și așa. Acum, adu-o ladă de aceea. O ladă pe care vreau să o prezentăm. Capacul aici. Da, da, da. Lasă capacul acolo. Să spuneam eu că el știu să bată acolo. Deci vin urgent la locul lor. Dragilor, până când încep să fac transvazarea, mai întâi o să vă arăt ultima realizare a biocubului, varianta ultima. Adică, am aici două rampe de zbor. Rampa asta este, împreună cu asta, duc în cuibul de bază, da? În familia de față de aici, iar asta, rampa de jos, este cea care aduce albina, te rog să filmez aici, pe culoarul de scurgere, care îl avem așa aici. Vezi? Fânică. Asta e culoarul de scurgere din spate. Deci, albina din buzunărelul din spate intră pe aici și va ieși pe rampa asta de zbor. Acum, în clipa asta când noi facem transvazarea, ăsta l-avem închis. N-are nicio rost. Iar albina care este în buzunarul de aici, va fi aici plasată. Ea este organizată tot. Avem diafragma cu patru ochiuri puse. Ochiurile sunt închise. Da? Ochiurile sunt închise ca să nu treacă albină deloc. Și miros și tot absolut. Albina va lucra
doar pe rampa de zbor de aici, lateral. Da, din buzunarel. Iar Doamne ajută să fie un moment, să apară un moment de cules bun. Și atunci tu pur și simplu ai băgat toată albina aici din buzunarel, da, în față, doar închizând aici și o deschid pe asta. Albina va fi nevoită să iasă pe culoarea de zbor, se duce la cules și când se întoarce, nu se mai întoarce toată aici, și multă va fi aici, că sunt vecine râmpile de zbor. O parte se mai întoarce și acolo, dar ce bine îmi pare să se mai întoarcă o parte. Pentru că și familia asta are nevoie de apă, de mâncare, de șașpolen și mai departe. Dar furăm, printr-o simplă închidere, manevră de asta, furăm albina din spate și o băgăm aici. Asta este extraordinar, că crește producția cu 30%. Deci simpla mișcare asta crește producția cu 30%, pentru că voi avea mai multă albina. Asta de bază de aici, da. Și cei mai îi dau eu în plus, surplusul. Din buzunărea. Familia ajutătoare devine asta. Da? Este superbă. Ideea este spectaculoasă. Deci biostupul staționar cu această idee a fost îmbunătățit foarte, foarte mult. Acum vă dați de acolo din bătaia albinii, că stând acolo nu-i place deloc. Vă spuneam că ea vine perfect aici. Da? Știe foarte bine unde să ajungă. Ce fac? Pun și diafragma asta cu... Pentru cine o pun pe asta? Despărțitoare. Așa, o pun pentru... Pentru regina. Vine regina, vine așa, în partea asta. Așa, așa. Și acolo vine... Vine cele oprame care le punem. Da, da? Cu puiet căpăcit. Fără, sigur că da, care n-are regina, regina. Da. Deci, și încă ceva. Acum am dau seama, este ideea chiar foarte tare, foarte tare. Albina din buzunărel circulă pe aici, da? O parte acum știi să circule și pe partea asta de aici. Unea se duce în partea asta, mai intră și în partea asta altă. Și ușor mirosul la matcă începe să se echilibreze și cu asta care va fi din partea asta, da? Deci este lucru important, foarte important. Și acum nu rămâne decât să fac mișcarea de care am spus-o. Îmi trec mai întâi să-mi iau diafragma, să-mi iau diafragma, am pus-o deja, dar bucata asta de folie, ca să o mut în partea cealaltă. Tot așa se face. Deci tot așa, în felul ăsta o aranjăm. Deci. Nu stai niciodată în bătaia albinei. Așa, aici. Așa, aici, în partea asta. Totdeauna se lucrează din spate, da? Albina nu în fața ei. Și... Uite cum se prinde, ca să știți și tu, dacă vei fi pus în situația asta să faci. Deci, o prindem cu pioneze, folia, aici. Și încercăm să, dacă cumva nimerești într-un șot, ia la ești. Dar sunt văd cu asta, cu șmecheria asta. Și o prindem în partea asta altă. Și acum două le pui la mijloc. Una aici. Și una în partea cealaltă. Ai grijă să împingi până jos ca să... Da. Să nu treacă albina. Exact.
să nu treacă într-o parte în alta. În general. Aici, chiar dacă treci acolo la început, dacă ar trece, tot mai sunt interesat să treacă ușor. Eu mă gândeam la următoarea chestie, până de un centimetru o stinghioară ceva și o bucățică de un băț, așa să bag, ca să treacă pe desubt albina. Dar acum, după ce am mai analizat, o las așa frumos aici. Două zile, mai două zile bine. Mult mai bine. Sunt 100% sigur de reușit. Și ce fac acum? Iau și pun nucleul. Asta de aici, nu? Așa am spus noi că o să facem. Știu că matca se ia acum cu totul, nu? Așa știm asta. Iată, mă sună cineva, te-am amintit de tine. Tot așa eram cu rama în mână și ziceam, bă, să mă lase în pace. Eram și în filmare. Este și în film. Ați vorbit în direct. Cine o fi? Du-te și mai la albe, că dacă e cineva. Care... E pe bordul rost. E pe partea asta. Care are nevoie de un sfat, ceva? Din buzunărea, cred. Alo? Da? L-am prins astăzi. Da. Alo? Și să ajungeți. Am, sigur că da. Un stup cu trei familii. Corect.